Jucătoarele de la CST Basket Club Alexandria au obținut cea de-a șaptea victorie a sezonului într-un meci care s-a dovedit a nu avea o doză prea mare de echilibru împotriva echipei CS Rapid București. Încă de la începutul partidei, gazdele au reușit să mărească diferența de puncte pe tabela de marcaj și chiar dacă s-au ratat foarte multe aruncări, până la finalul meciului scorul a fost 82-32 pentru Alexandria. A fost greu, dar se putea și mai bine de atâta. Ne-am cam întrecut în ratări astăzi. Da, nu știu ce s-a întâmplat cu noi, am ratat foarte mult, mai ales de 3 puncte. Sper să ne venim și la meciul următor să dăm cât mai multe. Pentru a ameneaja o parte dintre titulare, după ce s-a ajuns la o diferență confortabilă de puncte, antrenorul de la Alexandria, Modelin Piperea, a înlocuit o parte dintre jucătoarele din teren cu jucătoare de la echipa de junioare. Pentru prima oară ne-a dat un profesor încredere și ne-a băgat și pe noi juniorele. Jocul e mult mai dur decât la juniori și este mult mai greu. Oaspeții au pus înfrângerea de la Alexandria pe seama lipsei din teren a jucătoarelor valoroase, care au suferit accidentări în etapele trecute. N-am putut să am o echipă cât de cât, să le pun puține probleme, nu neapărat foarte mult, dar asta este. N-am de unde să am alte jucătoare, dacă sunt accidentate. Următorul meci al echipei din Alexandria va fi disputat sâmbătă în deplasare, împotriva formației Nova Vita Târgu Mureș.